mă deschid să văd cine dracu e. Ha, ha! Nu e dracu, e Cezara. Surdelor și oafelor, sunt de 100 de ani și voi nimic. Vă dați în cărți, dormiți. Noi, domnul, o tărie ceva rece. Pușpriți! Spuneți că ați văzut-o pe Lucia Sturza Bulandra ca un personaj pe scenă puternic, ca o persoană puternică, dar și dumneavoastră ați interpretat personaje foarte puternice. Ce element vi se pare că vi s-a întipărit asupra personalității dumneavoastră artistice? Ceea ce a imprimat doamna Bulandra, nu numai mie, dar cred că oamenii actorilor, marilor actori care au trecut prin teatru înființat de ea, este în primul în teatru de calitate, teatru de emoție, de adevărat respect față de spectator. Da, mă emoționez și... Dumneavoastră ați moștenit, doamnă Mariana Mihuț, cabina doamnei Lucia Sturza Bulandra și știu că există o poveste care v-a nemulțumit la un moment dat. Așa este. Am suferit foarte tare când s-a schimbat, când n-a mai fost cabina doamnei Bulandra, pe care ea și-a făcut-o, și-a ales mobilierul, și-a ales culorile, până și ușa care separa cabina de culoarul teatrului, pentru că ea știe foarte bine că nu, un actor trebuie să aibă liniște și ușa de la cabina ei, ca și celelalte uși din teatru, de la celelalte cabine, erau capitonate și nici nu pătrundea fumul de țigare de pe culoar și nici nu se auzeau toate zgomotele de pe culoar. Mobilierul de la ea din cabina a dispărut, erau câteva obiecte, nu mare valoare, nu însemnau mult, dar fuseseră alese de ea. Și asta m-a durut foarte tare. Acum cabina nu mai are personalitate, este o cabină în care se îmbracă atunci când vin trupe numeroase, se îmbracă foarte mulți actori și, sau se calcă costumele. Și ăsta este un lucru teribil de dureros. Nu respectăm memoria oamenilor mari pe care am avut norocul să-i întâlnim. Eu am salvat un portret al doamnei Bulandra și l-am lăsat acolo în cabină, ca măcar atât să mai existe acolo. Uite ca din baburii! Tu te uiți în oglindă, scorpie. Așa-ți primești tu musafirii?